De 20 ceva de ani venim la Iași. Suntem vechi aici. De ce? Există cerere pe piață? Există, au fost ani când a existat cerere mai bună. Acum e mai greu. Probabil și pandemia și situația care e în țară. Noi sperăm că să vină oamenii, că îi așteptăm. Marfă avem. Dorim... Anul acesta e mai slăbus. Și anul ăsta și anul trecut am fost și... Foarte, foarte slab. Cam cu cât a scăzut? Nici nu putem să spunem. Dacă la ora asta n-am făcut safteaua, cum se zice, deci chiar n-am vândut nicio haină. Alți ani, la ora asta, aveai. Cât uși de puțin. Dar mai avem două zile în afară de astăzi și sperăm să meargă treaba. Să ne scoatem cheltuielile măcar. Acum, de exemplu, sunteți pe zero, ca zic așa, nu veniți nici cu bani de acasă, nici nu sunteți în pierdere. Practic, ultimii 2 ani v-au... Ultimii 2 ani pe zero am fost, cel puțin anul trecut pe zero. Acum, anul ăsta, nu știu, să vedem, că doar ieri am pus marfa, astăzi am deschis. Mergeți și la alte târguri? La Festivalul Castanelor mai mergeam la Baia Mare. Uh-huh. Și aici. Cum am noi... Sper, producători din Arad la Pâncota. Aveți acolo fabrică unde le... Da, da, avem o mică secție din 86 deschisă, facem meseria asta. E de familie, înseamnă? Da, da, da. Și doar noastră vă ocupați? Eu și soția. Fetele au luat altă meserie, deci n-au continuat. Ce meserie aveți bază? Tăbăcar. Deci asta mi-e... Da, deci asta mi-e meseria. Din copilărie am învățat, am fost ucenic și am continuat mai departe. Și acum, din 86, avem firma noastră. Da. Și sperăm să... Până la pensie să mergem tot cu ea. Să nu schimbăm și să putem supraviețui.